Lucrările de modernizare la Centrul Informatic al Colegiului Național Pedagogic Ștefanu Dobleja sunt aproape de finalizare. Astfel, de la 5 septembrie, elevii vor beneficia de noi săli și de o atmosferă plăcută pentru a desfășura orele de informatică. Pășesc peste 1300 de elevi în acest centru informatic. Tocmai de aceea, în numele lor și al cadrelor didactice, aș dori să mulțumesc Consiliul Local și mai ales reprezentanților primăriei pentru implicarea și deschiderea către unitatea noastră școlară, gândind că vor analiza, pentru că populația școlară este în creștere, și la alte proiecte de anvergură, precum consolidări și extinderi. Pentru că educația este o prioritate a autorităților locale, o parte din banii proveniți din fonduri europene, dar și din bugetul local, merg către investițiile în domeniul educațional. Anul acesta am reușit să alocăm o sumă de bani destul de consistentă Colegiului Național Pedagogic Ștefanu Dobleja pentru reabilitarea centrului informatic, pentru că este o clădire unde în săptămânal peste 1300 de copii vin și învață activității în acest sens, și este important să fie într-un mediu igienizat și într-un mediu plăcut. Investițiile în educație vor continua și în viitor. Astfel, toți elevii din municipiul Drobeta-Turnu Severin vor avea cele mai bune condiții pentru a studia.